Boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 da boom, 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 boom. Mănăstirea Vărzărești este una din cele mai vechi mănăstiri de pe teritoriul Moldovei. Situată pe vârful dealului care marchează hotarul satului Vărzărești, mănăstirea cu hramul Sfântul Mucenic Dimitrie ne face să mergem cu gândul în secolul al XV-lea și să ne amintim de vechile așezări monastice, acolo unde accesul era tot mai greu de realizat, monahii fiind izolați cât mai mult de lume, dar în același timp fiind cât mai aproape de Dumnezeu. O perioadă îndelungată, mănăstirea a fost ocupată de către tătari, aceștia părăsind-o abia în secolul al XVIII-lea, atunci când de reconstrucția mănăstirii s-a ocupat protoiereul Constantin Măcărescu. Chiar dacă la început Lăcașul a fost o mănăstire de călugări, din anul 1815 statutul mănăstirii este modificat. Astfel, la Vărzărești, trec pentru a viețui maicile de la Schitul Coșăuți, județul Soroca. Pe durata anilor în care mănăstirea a fost închisă, complexul monastic de la Vărzărești a servit mai întâi ca depozit, iar mai târziu a devenit chiar casă de cultură. Această perioadă a fost pentru mănăstirea Vărzărești devastatoare, distrugându-se tot ce avea mănăstirea mai de preț, icoane, cărți, iconostase și chiar unele din zidurile mănăstirii au fost năruite. Lăcașul mai dispune de un număr însemnat de părticele de moaște ale diferitor sfinți. Mănăstirea Vărzărești rămâne în inimile credincioșilor din Basarabia drept cea care a deschis porțile monahismului pe teritoriul țării și ca un adevărat turn al nădejdii și credinței, care va străjui mult timp ca o adevărată mărturie pentru credința poporului basarabean.